Vreau să încep cu niște mulțumiri pentru domnul ministru de finanțe, domnul Teodorovici. Nu primește prea des mulțumiri, dar acum le merită. Am reușit, într-un tur de forță, sigur, împreună cu Ministerul de Externe, să semnați astăzi de dimineață, ați semnat, nu? La Chișinău? Dimineața la Chișinău. Acordul privind împrumutul de asistența financiară rambursabilă între România și Republica Moldova în valoare de maxim 150 de milioane de euro. Avem și legea de ratificare pe care astăzi o trimitem la Parlament. Urmează să intre, am vorbit cu președinții celor două camere, să intre în dezbaterea Camerei Deputaților, după aceea Senat, președintele României a aprobat memorandumul. Deci putem să sprijinim pe această perioadă scurtă și foarte dificilă Republica Moldova, în speranța și cu dorința și cu condiția ca reformele absolut necesare din Moldova să continue într-un ritm accelerat, inclusiv negocierile și acordul cu instituțiile financiare internaționale și toate celelalte reforme care să păstreze Republica Moldova alături de Uniunea Europeană și de România. E un moment extrem de greu și într-un moment extrem de greu te ajută doar cineva foarte apropiat, cum este România, și mulțumesc pentru îndeplinirea procedurilor extrem de rapid și cu mare efort din partea domnului ministru Teodorovici. Am vrut să spun acest lucru pentru că sunt tot felul de zănateci prin România și prin diverse partide politice care ne anunță că nu o să dăm, nu o să facem. Deci proiectul pleacă la Parlament azi, ca să fie foarte clar pentru toți oamenii serioși și cu mintea la ei, de pe ambele părți ale prutului.